Testul HIV poate fi efectuat în orice policlinică din centrele raionale unde există cabinet de consiliere și testare voluntară. În capitală, acestea se regăsesc în incinta asociațiilor medical-teritoriale din toate sectoarele, la Spitalul de Boli Infecțioase și Maladii Comunicabile, precum și în instituțiile medicale private. Testul poate fi făcut din proprie inițiativă sau la solicitarea unui medic. Acesta este gratuit dacă este pentru uz propriu și cu plată dacă ai nevoie de un certificat. La cabinet, un consilier specializat trebuie să îți explice cum se face testul și când ți se va oferi rezultatul. Îi poți spune consilierului din ce motive vrei să faci testul. Discuția este confidențială, iar consilierul nu are voie să-ți judece modul de viață. Recomandarea e să fii sincer pentru a putea primi informații corecte. Pentru testul confidențial, ți se cere numele, dar în același timp și se garantează păstrarea secretului în privința identității tale. Rezultatul testului îți va fi comunicat numai personal. În cazul testării anonime, nu este necesară dezvăluirea numelui. Proba de sânge poate fi însoțită de un cod numeric sau o parolă. Și în acest caz, rezultatul testării îți va fi comunicat personal. Unele persoane cred că nu riscă să se infecteze cu HIV niciodată, că de exemplu persoanele infectate pot fi recunoscute și respectiv te poți proteja de ele. Este fals. O persoană infectată cu HIV nu are niciun semn distinctiv, nu scrie pe fruntea nimănui dacă este infectată sau nu. În plus, nu te baza pe faptul că partenerul sau partenera îți va spune dacă este seropozitiv. S-ar putea să se teamă să-ți destăinuiască un asemenea secret sau nici să nu știe despre acest lucru. De aceea, este bine să-ți faci testul HIV pentru a fi sigur că ești sănătos sau ai nevoie de un tratament medical.